Suntem la emisiunea Prin Plan Obiectiv și am deosebită bucurie ca în aceste minute, aici pe canapelele noastre, în platoul emisiunii, să vină o familie extrem de frumoasă. Eu sunt absolut cucerită de ținuta pe care doamna astăzi a ales-o. Ne va povesti mai multe despre această poveste aparte a unui costum senzațional. Georgiana Bârsac, însoțită clar de domnul Daniel Bârsac, soțul așa care cu mare mândrie se uită la soție și încă o dată spunem la mulți ani pentru că a fost ieri Sfântul Gheorghe. Bine ați venit între prietenii de la TVR Craiova. Bine v-am găsit, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și mulțumesc frumos pentru urări. Au fost venite din partea multor oameni cărora le mulțumesc pentru gândurile bune. Dumneavoastră pentru invitație studioului TVR Craiova și în speță ție, mulțumesc, Simona, și de fiecare dată mă bucur când sunt aici între prieteni la noi acasă în Oltenia. Să spună câteva cuvinte și soțul, da, îi dăm voie, bine ați venit și dumneavoastră, este pentru prima dată când sunteți alături de soție și eu mă bucur mult de tot pentru că am putut până la urmă să întocmim aici un plan, zic eu, bine pus la punct. Bine v-am găsit, sănătoși! Doamne, Hristos ajută. A înviat. Adevărat a înviat. E o bucurie imensă să fim împreună, eu și Georgiana, în studiourile noastre, teritoriale, TVR Craiova, și sperăm să facem o figură frumoasă pentru iubitorii de folclor. Sunteți însoțit aici clar de instrumentul așa pe care clar îl aveți în suflet. Și sigur, vă simt foarte da. Emoționat, deci aveți chiar lacrimi în ochi și Georgiana, nu știu, este o emoție pură, este o trăire frumoasă. Sunt sentimente de bine acolo, nu? Probabil că suntem, știind că suntem în direct da. Și știind că suntem pe TVR Craiova, suntem alături de oltenii noștri și ne e drag, de fiecare dată venim cu drag aici și probabil că și avem și ceva emoții. Noi suntem în general pe același loc de da, fiecare da. Dată și împreună suntem, dar vezi, se creează niște emoții aparte când ești între prieteni. Dacă muzica transmite emoții și sentimente, normal că și noi avem emoții înainte de a le transmite. Cele mai multe mă că le ai tu acum, nu exact, ce se întâmplă. Da, deci poți fi de la reflectoare? De la reflectoare, colegii sunt blajini, nimeni nu vă ceartă. Oricum suntem în familie și ne cunoaștem pentru că TVR Craiova întotdeauna este alături de evenimentele pe care la Târgu Jiu, Doina Gorjului, le face și numai și în țară și suntem între cunoștințe, între prieteni aici, ne simțim foarte bine. Ar trebui să nu existe, dar sunt frumoase. Chiar aseară ne-am văzut în revoare, nu? Da. Te rog, Georgiana, descrie-mi așa în câteva cuvinte costumul acesta senzațional pe care astăzi l-ai adus și înțeleg că și mâinile tale au avut un rol în refacerea acelor mărgelușe aplicate pe ei. Da, eu în general am costume cu poveste. Da. Acesta are o poveste și anume cămașa și poalele sunt primite de la bunica mea, sunt moștenire împreună cu salba și cu cerceii. Super. Iar aceste cătrințe mi-au fost dăruite de o mătușă care mătușe le-a moștenit de la mama, care mama era soră cu bunica mea. Deci, iată. Dar ea, decedând de foarte multă vreme, de la moștenitor le-am primit. Acestea așa au fost ele, de când le-am primit. Numai costumul nu a fost așa. Și nu se lega foarte bine cu aceste cătrințe, motiv pentru care eu am luat așa bob cu bob și le-am aplicat pe între costumul pentru a da și dantela, dacă se vede în detaliu, are câte o mărgeluță așa aplicată da. Și lucrată, totul este lucrat de mână finețe, da. Și este lucrat la croșetă și cu niște ace foarte subțiri. Aceste mărgeluțe sunt foarte fine, sunt foarte mici. Da, și cu fluturi, bineînțeles, adică... Super. Da, iar marama este o marama cu fir, da. Cu fir auriu. Și este și asta foarte veche, nu știu, cred că are... De o finețe aparte, este da. De borangic, nu? E de borangic, ce da. Văd, avem acolo la fel sunt de colecție, obiecte de aur ale femeii da. Care sunt obiecte lucrat. De colecție da. De care trebuie să ținem, cum se nu? Spune, pentru că nu se mai fabrică în ziua de astăzi, da. Chiar dacă încearcă anumite da. Manufacturi să facă să în preia, stil, să zicem, da. Din tehnici, dar nu se compară. Nu mai sunt acele mâini și acei ochișori buni care să lucreze cu drag la aceste modele și la aceste obiecte de port. Superb, superb. Îl rog aici și pe soț, pe maestrul Daniel Bârsac să ne spună un costum la fel oltenesc, nu? Schilăresc. Avem lână gorjeresc. Acolo, da? Da? 100%.
Este un costum de sărbătoare, da, gorjenesc, în stil schilăresc, alcătuit din cămașe cu motive geometrice, roșu și negru, vestă la fel cu aceste șiraguri pe negru și pantaloni. Brâu tradițional. Brâu, da, tot cu... Care... Da, și acest port a fost pentru prima dată creat de Dincă Schilăru. El a apărut în Parlamentul României îmbrăcat așa, țăran, da, da, să zicem. Da. Doar că înainte vreme nu erau aceste aplicații ce se văd aici. Era simplu. Era simplu, da, era altfel conceput. Acum el apare în jur de anul 1900 pe aici pe undeva, apare acest port schilăresc care se manifestă atât în vestă pantalon cât și în acele... dulame, acele, da, 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 cele lungi, cele, da, lungi, da, și se da, și se manifestă atât la femei, pentru că și femeia poartă, da, bunda și, exact, cu vesta, și la bărbați. A fost s-a creat o modă, moda, da, schilărească. De aia îi și spune acestui. Poartă numele, da. Da. Da, și s-a păstrat până în zilele noastre și este o marcă înregistrată a Gorjului. Ce frumos! Mândri că sunteți gorjeni, chiar din Târgu Jiu? Da, eu sunt născută și crescută în Târgu Jiu. Eu în Târgu Cărbunești, sunt original din Târgu Cărbunești. Cu o poveste, cred că extrem de interesantă, dar aș propune să vă și ascultăm, pentru că sunt 4 piese pe care le-ați pregătit pentru prietenii noștri astăzi. Avem ceva cu Te iubesc cum n-ai visat? Da. O declarație făcută ia să vedem, da, chiar așa, în aceste la vedere, piese, da, în aceste piese tratăm atât iubirea aceea dintre, da, bărbat, da, da, și femeie, da, cât și ulterior iubirea de mamă, de copii, de... Au fost alese cu mare da, grijă, așa am stabilit. Și nu le-am mai cântat, da, la voi, la, da, la TVR Craiova până acum, deci să spunem că sunt cumva și în premieră la TVR Craiova. La noi. Mulțumim încă o dată, da, am înțeles atât linia melodică, cât și versurile sunt semnate de tine, da? Da, și la liniile melodice mă ajută foarte mult și Daniel și la orchestrații și punem totul, punem țara la cale împreună. Echipă frumoasă, vă invit așa ușor să vă îndreptați către zona unde o să ne și cântați așa cu curaj, da? Pentru că sunteți ceruți. Așteaptă cu nerăbdare telespectatorii noștri și nu numai. Suntem live cu emisiunea noastră prin plan obiectiv și online pe pagina de Facebook a TVR Craiova. Așadar, două piese foarte, foarte bine alese astăzi pentru toți cei care ne urmăresc, Georgiana și Daniel Bârsac.
și dori, dor și pagoste, vis de dragoste. Îmi ești puișor, lacrima și dori, dor și pagoste, vis de dragoste. Georgiana și Daniel Bârsac, doamnelor și domnilor, astăzi, într-o zi de luni, aici, într-o primă ediție a emisiunii noastre Prin Plan Obiectiv, o apariție așa de colecție, de revistă, să spunem, un costum, așa cum am spus, care pe mine m-a cucerit de prima dată și vorbeam, Georgiana, mi se pare ușor aparte nuanța aceasta de turcoaz într-un costum popular. Da. Nu știu, greșesc sau nu? E mai rar întâlnită. Da, mie îmi plac, în general, costumele aparte.
Și atunci am constatat că această nuanță de turcoaz se mai regăsește în combinații în costumele noastre, în special la cele cu flori. Mai puțin la cele, cum este acesta, cu motive geometrice. Da, da. Doar că așa mi-a plăcut mie să-l înfrumusețez. Dar dacă te uiți bine, există această culoare în combinație, niciodată așa simplă. Da, da. Și în zona de mehedinți există această culoare și în zona de vâlcea, dar prin combinație cu marou de lângă... Da, 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 iese mai bine în evidență. Da. Da. Deci este în funcție de cum consider cea care face. Ai acest talent, o migală aparte, ai avut întotdeauna înclinația asta către lucrurile nu create, așa să zic, manual? Da, îmi plac foarte mult, îmi plac foarte mult, mai ales că bunica mea, eu am crescut cu bunica din partea tatălui care era croitoreasă. Și probabil că mi-a... Da, era croitoreasă, cum se zicea pe vremuri, de lux. De lux. Însă am învățat de la ea niște lucruri, niște tehnici, apropo de croitorie, apropo de cum se coase și mă relaxează foarte mult să lucrez manual. Iată. Am un locușor al meu sub scară, acasă. Pedepsită, unde... între ghilimele. Da, acolo... pedepsită, colțul meu, unde am două mașini, una foarte veche, a socrului meu, care de asemenea a fost croitor. Dar când a fost croitor. Da. Dar era croitor de bunica de damă și el era de bărbați. De bărbați. Iată. Și tot un fel de croitor de lux. Da. Și totuși nu ați mers pe o asemenea latură. Taică-mea cum s-a întâmplat și v-ați orientat spre vioara? Sunt foarte curioasă. Destinul, vă rog. Da. Școala militară de muzică la Orăștie. Am învățat clarinetul și n-a rămas în cadrul fanfarei respective. S-a întors la migală, la lucru cu acu. A avut totuși așa două, să zic, domenii când a trebuit să decidă. L-a dus în altă direcție. Deci a fost clarinetul. Și la dumneavoastră, cum a fost vioara? Sau n-a fost primul acesta instrumentul ales? Ba da. Deci a fost dragoste la prima vedere, să zic? Sigur că da. Câți ani aveați când ați încercat primele? Dar că nu știa ce înseamnă muzică, studiu și toate... Totuși 9 ani mi se pare o vârstă... Chiar 8. Bună. Da, 8 cred că, cel puțin în zilele noastre se începe mult mai devreme și cred că se cam pierde pe parcurs când se vede acel efort. Da, copiii ori au înclinație de mici, ori nu au deloc. Nu au, da. Și cu cât e mai mic copilul, în funcție de instrumentul pe care vrea să-l urmeze, e mai bine. Dar și în momentul în care sunt extrem de mici, de exemplu, fiica mea, de la 2-3 ani, 4 ani a pus mâna pe vioară. Nu i-a plăcut că vrea să cânte precum taicăsu și scârță ea. Păi da, și n-a mai vrut. Și din prima, ce? Nu iese din prima sunetă. Și nu a mai vrut. În schimb a urmat pianul. Și are cunoștință de pian, nu am obligat-o, ea face cu totul altceva acum, deci este în funcție de ce își dorește copilul în primul rând. Spre ce are afinitate, nu? Exact. Iar ca părinte, clar, să fie susținut. Da, și degeaba își dorește părintele, că vin foarte mulți oameni la noi. Doamnă, vreau să faceți cu fiica mea sau cu fiul meu canto, vreau să faceți cu fiul meu vioară. Dacă nu are ceva pentru acest lucru, nu poți să lucrezi. Poate ar trebui și un sfat către părinții care ne urmăresc. Așa, dacă se poate spune într-un fel anume. Eu le-aș spune doar atât, să întrebe bine copilul, chiar dacă este micuț el, să-l întrebe bine, măi, mamă, ce-ți vrei? Da. În momentul în care noi intrăm în contact cu astfel de copii, noi îl întrebăm pe el, măi, tu vrei sau vrea mama, bunica, cine vrea? Asta deci, e problema. Da, e cea mai mare problemă aceasta. În momentul în care copilul este și foarte mic și nu își exprimă propriile păreri și convingeri că trebuie să facă sau nu acel lucru. De la cât primiți copiii la vioară să intre așa în normal, lumea asta frumoasă? Normal, grupa pregătitoare de la 6-7 ani în liceele de specialitate. Da. Da, în urma unor testări, auz, ritmicitate și se pot înscrie în cadrul liceelor de muzică, unde pas cu pas... Pas cu pas se învață tehnica... Bine, mai sunt și școlile populare de artă la ora și sunt și particulari care, mă rog, fac lucrul acesta. Dar în cadrul instituționalizat, de la vârsta de 6-7 ani, în cadrul liceilor de muzică, se pornește studiul instrumental. Deci vârsta cam aceasta ar fi. Da. Pentru performanță. Da. Dacă vrea copilul să cânte doar așa. Bine, de dacă plăcere, sunt genii, poate să înceapă studiul la 3-4 ani. Chiar în cariera dumneavoastră de câți ani, domnul Bursac, câți ani? Să fie cariera. Cred că angajat. Ia vedeți, faceți un calcul acum, vă pun așa. Angajat în cadrul ansamblului profesionist Doi Negoșului din 1988. 88, am înțeles. Vreo 33 de ani mulți înainte. Și ceva. Mulți înainte.
Și Georgiana vine așa cu pașii repezi, ziceam noi că nu sunt 25. Nu, sunt 20 în cadrul ansamblului profesionist, mulțumesc frumos. Da. În cadrul Doinei Gorjului, în urma câștigării Festivalului Maria Lătrețu, abia peste 2 ani am fost angajată la Doina Gorjului, că nu erau posturi. Iată, deci au fost nevoie de răbdare 2 ani. Și când a fost premiul câștigat? Premiul în 2000 și în 2002, la sfârșit de 2002 am fost angajată. Dar premiul l-am primit de Moș Nicolae și angajarea tot cam pe atunci. Deci este, a fost așa, ca, așa. Ca o răsplată de la Moș Nicolae, bineînțeles. Pot să spui că în comisie erau nume mari. Menționați-ne câteva. Da, este era... vorba de regretata realizatoare de Marioara Murărescu. Gheorghe Oprea. Profesorul Gheorghe Oprea. Constantin Arvinte, dirijorul și compozitorul Constantin Arvinte. Eugenia Florea a fost. Eugenia Florea de la Radio România București. A fost trofeu atunci câștigat? Da, trofeu. Da. Ce piesă ai cântat, Georgiana? Am cântat... Au fost două, da, a fost doi. Ambele piese au fost ale Mariei Apostol, pentru că eu o iubesc foarte tare și repertoriul ei și mi se potrivește. Asta vreau să zic, ești vocea întâi, nu? Soprană, da. Asta așa m-a făcut mama. Asta a fost vocea. Chiar nu poți, să zicem, să schimbi, nu știu, poate ești vocea a doua, uite, eu sunt vocea a doua, am făcut cor, nu știu, poți să te duci către soprană sau invers? Nu, deci pot să cobor către alto, dar cu anumite limite. Deci am piese pe care le pot cânta ca și altistă, dar marea majoritate nu le pot cânta, pentru că nu pot să ating notele foarte grave. În sus mă duc la cer. Eu, de exemplu, când piesa Mariei Ciobanul, e ciocârlie și o cânt cu tonul dumneaei, cu si minor. Chiar și din do minor, dar este strident. Deci pot să mă duc foarte sus, Te-ar fi tentat, să zic, zona de operă? Da. Doar că, uite aici m-am gândit când ai spus asta. Da, vocea mea nativ este cumva spre clasic, spre operă. Dar nu a fost să fie. Eu m-am apucat foarte târziu de cântat, eram în clasa a 10-a la liceu. Da. În clasa 10-a? Da, păi da. Cum s-a întâmplat asta? Pur și simplu, s-a întâmplat destinul. Ce liceu erai? Eu eram la liceu teoretic Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, unul dintre cele mai bune. Și spre ce ai fi mers? Spre latură de filologie sau de... Eram pe biochimie biochimie? Da. Și vroiam o carieră în domeniul acesta, în zona aceasta, doar că nu a fost să fie. Ce s-a întâmplat în clasa 10-a? S-a întâmplat în clasa 10-a că s-a făcut un pliant de la școala populară, s-a venit cu el în liceu, cine vrea să se ducă fiecare pe ce, pe muzică ușoară, muzică populară, instrumente diverse. Da. Ei, și am constatat că, de fapt, și am vrut eu așa, muzică ușoară mi se potrivea mie la ora aia în capul meu, mai bine, doar că m-au atras sărmăluțele. Adică muzica populară. Și am rămas la sărmăluțe până acum. Într-adevăr, mi s-a spus și am fost și eu la cor ca și tine și mai departe. Eu eram în coruri, cântam, ca și copil. Da. Numai că nu am fost îndrumată spre latura muzicală. Atunci nu era, acum 30 de ani. Erau alte vremuri și nu se putea copilul să meargă decât dacă era din familie cumva. Susținut foarte bine. Nu, părinții m-ar fi susținut. Am și zis că mama, dacă îmi trăgea o mamă de bătaie, că a vrut să mă dea la un instrument, să învăț, de exemplu, pian, ceva. N-a vrut catârul de mine, nicio formă. Și acum zic, mă, dacă îmi dădea mama o bătaie, atunci să mă fi luat, așa să mă fi dus. Îi spuneai acum să rumână. Păi nu, că îi spun și așa, dar era mai bine pentru mine. Deci mai ascultați, dragilor, și de părinți. De părinți. Nu pot avea și părinții până la urmă o influență. Trecem de ceea ce am prezentat mai devreme, când părintele sau bunica își dorește mult să fie pe scenă nepotul sau fiica. Copilul trebuiește susținut, este adevărat. Da. Dar dacă tu vezi și profesorul spune, măi, nu e bun, nu vine la mine și se uită pe pereți sau la școală în loc să îi studieze ce îi spune profesorul, el vine tot ca și data trecută cu lecția neînvățată. Deci aici e clar. Da, e ceva. Nu poți să păcălești. Sau mai este ceva. Da. Nu este bun pentru un instrument. Este bun pentru un alt instrument. Deci sunt copii care pornesc cu un instrument și după aceea, după câteva luni de studiu, constată că nu li se potrivește. Ați avut un asemenea caz? Și profesorul trebuie să fie un bun psiholog, să îndrume corect elevul. Poate doare, poate nu e ce ai vrea tu, dar dacă drumul lui e acolo. Da. De ce să insiști? Să fie corect și profesorul și familia față de copil, pentru că mai târziu... Ei își doresc foarte mult, părinții. Au,
N-am făcut eu, hai să facă copilul. Da, ce n-am făcut ceea eu? Ceea ce nu e corect. Da. Nu e corect. Fiecare are drumul lui și până la urmă se aleg apele, cum se spune. Da, clar, nu putem să îi lăsăm pe telespectatori fără să vă urmărească doar pe dumneavoastră, așa, la instrument, la vioară. Nu știu, a fost greu să alegeți din atâtea piese, doar o piesă noi v-am mai venim noi pe aici. Așa, nu vă lăsați, nu vă dați bătuți. În Gorj, în Târgu Cărbunești, unde familiile de lăutari se întreceau în creații originale, în frumusețea interpretării la vioară. Uh-huh. Mi-a plăcut deci vioara era pe primul loc acolo. Și v-a rămas. A rămas, zic da. Eu, da. Îmi plăcea de mult, de mic să-i ascult și mi-au rămas în cap multe melodii de ale lor. După aceea am mers în colegere la familii de lăutari celebri din zona Gorjului. Și aș aminti aici familia Pițigoi din Târgu Cărbunești, lăutarii de la Părău de Pripor, de unde am cules foarte multe piese pe care le-am adaptat stilului meu personal. E nevoie să vină și partea de originalitate, stilul personal acolo. Am și piese create doar de mine, dar și culese de la acești lăutari. Eu de-abia aștept să vă invit să vă îndreptați ușor așa către platou. Georgiana rămâne să vă urmărească alături de mine, dar o să vi se alăture pentru că vom încheia clar într-un duet. Nu se putea altfel. Vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce faceți acolo la Doina Gorjului. Îi salutăm pe artiștii minunați și cu drag așa din când în când vă așteptăm aici în platoul emisiunii noastre. O piesă instrumentală așadar și peste 2-3 minute se alătură și soția, da? Nu se poate altfel. Georgiana și Daniel Bârsac, mulțumesc mult pentru prezență, să fie multă sănătate și să ne revedem cu drag cât mai curând, de ce nu? Mulțumesc și întregii echipe și vă dau întâlnire miercuri la ora 16 la o altă ediție a emisiunii Prin Plan Obiectiv.
Ștefăniță stă și la ascultă și eu